Bună și salutare tuturor, tuturor! Eu sunt Andrei și acesta este episodul 2 din Azuma Eleven Strikers. Am învățat câteva chestiuțe mai nouțe. Am odată. Level 5. Cum zic? Ia să vedem. Se aude ciudat. Da, când dai așa nu se au boxe, la boxe bine. Se aude la boxe bine. Da, e făcut jocul din 2011. Dar trebuie să caut o mai 2013. Hai să vă arăt ceva ce am învățat. Mergem ca de obicei pe aici și vom face un match mult cu mult mai greu ca celălalt. Deci vă urez să stați bine în scaunele voastre sau unde sau în pat să vă pregătiți de match. Dar nu chiar acum, pentru că ne trebuie un jucător nou. Cine să luăm? Dacă vedeți jucători care am deja ăștia sunt evoluții. Viețul meu. Kogurkan. Hai să le evoluăm pe ex. La un jucător nou. Cred că sunt evoluții. N-am încercat. Uite să fac setările la joc. Știam că îi dai ceva. Deci, turn epic. Space. Să zicem. Nu, enter, ca să mai bine pe enter. Și aici, left Z. La fix. No. Hai să vedem dacă îl pus. Nu știu, na, de ce? Vă spune că e prima oară când îmi cumpăr. Nu e prima oară. Cum să zic eu, nu știu cum să îl pun. Cu prietenii noștri dragi. Ce nenorocire. Ia stai. Am totuși o întrebare. Dar singurul tu n-ai dat.
S-ar putea ca noi să fi luat apă, nu în devoluție. Nu? Asta e. Nu, dar cum? Hai să facem un meci. Da, hai cu noi. Noi cu noi. Nu. Nu, las. Stai. Lasă să mă gândesc că am obosit acum iar. Eu nu dorm nopțile. Nu, nu, vreau să fac calmeș, dar mai dur. O să urmeze o serie cu Overlord. O spun de acum. Am văzut eu pe trailer. Trailere pe alții jucând pe calmeșul. Deci... Să văd și eu cât de tare. Fac un meci pe mult altundeva acolo. Deci, pe ce puse eu? Nu. Eric. Nu. Cam o să presupun. Să mă pregătesc că ăștia sunt foarte buni. Și că mă spate în față, la dreapta, în stânga. Că trebuie să fiu atent la jucători, că numai o mișcare am văzut că-i face. Și o mișcare triplă între Kido, Excel și... Ăla cu părul roz. Asta care scrie un lupe. Hai. Că nici eu nu sunt un star, dar trebuie să-i bat pe ăștia. Ah! Iar uite aici, mamă. Deci, asta ne așa. Iată aici.
Ah, nu le, nu le-am o pauză. Nu le vreau să le reșim. Așa, așa. Domino! 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 Eu o să te mai să mai iubire la Domino! Da. What? Meteo sala. What? What the fuck, man? What? Tomelo. Tomelo. Albro. Domino. Domino. Haise. Domino. Aoya. Kido. Te pui cu inazul mai levan. Te pui cu cine nu trebuie, amice. O să ajutăm pur și simplu la o poartă. Ca în FIFA sau PES. Iarne! Eu o să te mai cum ai zis, slabă mi. Ei, așa. Ex, e crescut la. Domino. Domino. Du-te, mă, Nate. Domino. A, se duce. Ia grasul mici. Domino. Ia taci. Domino. E bine! Pentru toți fanii în Azuma! Vom face mișcare știută! De aici pornește! Să vedeți cu ce ne confruntăm. Ia! Da! What? What the fuck, man? Nu am terminat mișcările, mai au, mai au avem câte una. Hai, Nathan, că tu ești cu alergatul ăla. Înapoi. Go in the town!
Greco s-a întrebat, what? What the fuck, man? What? Night of Steel. The fuck? Ya nuestro. Y me dieron rat. E mișcare royal asta, ca să știți. Dacă apuca de acolo să șuteze, cred că eu dădeam. Ia să... Tomelo! Tomelo! Mácatelo! Tomelo! 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 E bine că-l blocam. Dacă nu-l blocau, ne frigiu. Pur și simplu, ne dădeau așa, frigi. Domino! La naiba! Domino! La fix! Așa! Nu! Ia! Ce, bă, nu m-am mai prins? Marca de obicei ne încurajează. What? Care-i fic? Îi spar. Chine o să-l sparg așa? Așa, la fix! La fix! De ce dădui, mă? A, e bine și așa. Comero. Ia eu! Ia! La prins!
Ne trebuie multă, multă defensivă ca să-i batem. Mă, să-i ia înapoi! Așa! Bă, care-i mișcarea între ăștia? Da! This is a shot. Să le intre în poartă, să-i arunce! Le intre le vorbe ca să-mi spargă lovitura. Gol, bă, gol! Nici nu cred că e Borenzo. Pe unul blocare. Asta e un spirit de Inazuma. Yo. Cum dorești? O, Doamne. Nu trebuie să-i lăsăm să țină ninja în posesie, că își activează mișcări mult mai dure ca ce făcurăm noi. Să înaintăm spre golgheterii noștri. Urăz grasul. What? What? ¡Meteo, sala! ¡Comero! ¡Mátatelo!
No, 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 no petura, mea. Bă, că ne descurcăm chiar bine. Cuvirul tău! Un secund. Eu te iese? O mă tiro la scorul. Prima repriză fusese nemeibă. Deci pe ei nu trebuie să-i lăsăm să atingă mingea cu atacanții. Să nu este gata. Deci orice am face noi, sper să câștigăm meciul. Forța era Zuma! Mada, mada, jogo da Kido. Se a gente ir na Kido, a gente cria um gol. Nu lăsa să șuteze! Aia suntem! Aia, o ia, mă! Săram la risc! No. Ne jucăm pase. Stai. O, unde e repede să-l văd, să-l văd, să-l văd? Așa. Z bagă Y. Stai, pune pauză. Deci, hai că te punem pe tine tocul. Apreciez-te,
Deci înaintăm un VF. Hai să ia, să ia, să ia! Deschide-te a lui. Nu! Bingo da lingo. Să fii miras, papagalilor, ce fac eu de fapt. Se! Bianca? De ce încă mai scrie o dată? Luptăm cu E. Correct! Raymond! Yes, așa, minge la Exxon. E tam am bine. Dacă ar mai putea cubul să funcționeze. Nici nu mă prind. Eu trag de timp decât. Stop! De mine nu treci. I'm a fucker. Yes, they need to discuss. Intercept. Așa se numește asta. Asta mai intercept. Asta e pas. Nu! Îl așteptam pe Kido. Să facă mișcarea. Aia așteptam eu. Ca o mișcare ăștia doi împreună. Deci, înapoi la mișcare. Doamne, ce ne-a prins Spawn 2. Și vreau să iau mingea la... Dragola, fix! Ai, iau! Thank you.
l-am cuchido. Da! Unul se încărcă. Luptăm cu el. Să vezi tu acum că iunesc iarăși. Mai fac un regele pinguin. O regele pinguin e declarată cea mai puternică mișcare de până. Așa. De la Excel, de la Excel. De la Puce. Nu la Puce. Așa. Îl luară la picior pe Axel. Ia mă ce poți tu. Căcat. Nu pot să intru la născut. Începură să joace, bă, începură să joace. Cum flaia. La fix. La fix! Toți Raymonii se întorc. La fix e că fi că... Unde? Fraier, putea să mă facă aici. Putea să-mi dea. Așa e. Cum zic eu, că eu știu, bă. Eu știu că ăsta a fost papagal. Că putea să mă ardă. Mergem cu Excel așa. În deplasare. Mergem de fațadă. Să ne crească la putere. ¡Cuidado!
Am mai putea trage puțin. Și să face exact ce. Să facem de și eu dat un dracu'
că le distrag atenția. Momentan. Până își face Excel puterile. Da, nu cred că mai am timp. Până se termină meci, așa că hai. Cum o zis? Cum e să fii slab? Mars! Chiar e bătură! Cu mișcări! Ale noastre! Căci luară! O să mai să văd ce cu power-up ăsta. Nu. Bine, mă, hai să. Doamne, învață-mă aici. O, să ajută. Care jucător noi. Ca lumea să ia poștea în echipă. Și eu mai fac un match bun. Uite, ne-au și adăugat aici echipa lor. O vom avea aici. Așa, deci, să mai facem un pic.
echipa, după cum știm cu toții, echipa 1 a făcut o muci. Da, să vedem dacă pentru asta mai trei jucători noi. Pot doar băga echipa Genesis. Mama e ca lumea de grea. Nu. Mai trebuie să toate câteva accesori. Până să fie o echipă de Yops. Te pun în locul de mitoț. Domon. Și Eric. Dacă jucați voi, nimic nu are ce să ne. Suntem pregătiți pentru mare revenge. Deci credeți-mă, să văd echipa, după aia mai îmi dau seama de abilități în desen. Și când le văd în joc, le cunosc. Bă, să nu fie remastered! Să mă, eu cred că e remastered! Epsilon remastered! Că nu cred că e Genesis. Da? Cred că o fi remastered. Și așa sunt nasoli. Tot plus. Dar trebuie să mă gândesc cum să-i bat. Spune-mi de asta. E Genesis. Vă prezint echipa de fotbal profesionistă Genesis. Iar eu vă zic că n-am nicio șansă, cred că împotriva astora. Oricum. A, da. Am portare shield-uri. Întâi dacă avem o șansă împotriva lor. Stau eu frumos pe gândul și mă întreb. Eu putem bate pe ăștia. Pe la urmă vine în... Ui, e mișto tipul ăsta, Galacticul. A, și la final... Dacă ai avea o gagică cu asta, e frumusică, să știți. Fotbalist așa frumos. Numai de sine vezi. Că astea. Adică. Să nu lăsăm pe Hiroto! Ăsta cu părul roșu nu trebuie să-l tăi. Mi se miroase mingea, nu trebuie să lăsăm. Opa. Nu!
nada. Cotornada de fogo. Să văd ce abilități ne. Chiar am belit-o acum. Nu puteam să fie. Să ia. Hai, Igă. Ah, da. Să ia din vânturile mele. Ia balonul, ia mă. Și mi-a dat teamă de asta. Că mi-a dat teamă. E că caura de pierd e levelul. Nimic nu greșit încă. Stop! Ultimul lucru pe care trebuie să-l facem e să îi lăsăm pe numatele să ia mingea. Stai! Stai, drăguță, te rog. Pierdurăm la putere pentru un zid. Nasol că nu-i putem sta pungi. Exact cum credeam. Kido! Nu! Hai!
止めろ。止めろ。止めろ。任せろ。行くよ。せ。だからお母さんもおい。お母さんもおい。 Devenim foarte buni. Trag inutil la poartă. Utilizăm pe X. Domnul! Că încă mai am unul. Primeiro um bônus. Dar zi ăștia cred că ne pot învinge. Aparent. Se încărcă. Deschid-o. Nu fi fân irațională. Fi arar. Dacă vrei să fii golgheată, trebuie să te însori cu ex. Lasă-l bă, cu ex. Lasă-l pe ex. Hai mă, că dacă nu merge asta înseamnă că trebuie să mai luptăm. Yamaizu!
celda. Niciodată să nu mă duc aici. De niște mișcări. Seria la celda, nu vre. Și ai, mai caide. Noi suntem în Azuma Eleven și am venit să vă eliminăm. Cristiano non sa come. Oh, lo so che io ya. Să le oferim un spectacol acesta. Să șutăm! Grenade! Priză fusele mai bune. Ce posesie extraordinară am serie. Le vendocchie. Da, dacă ar ști fraierii de măcar un pic, l-ar fi folosit pe Hirota de la orice distanță. Și așa ne-ar fi bătut de mult. Cu mult. Un Hirota valorează cât 1000 de Hirota. Scuză-mă, ce făceai acolo? Mai vechi, știu. Ok,
えるんだ。止めろ止めろ止めろ止めろ止めろ。ノー任せろ止めろ。もし、えらいこと言ってんすよ。メテオさん、上手でしてここは鮮やかに突破した。出ろ出ろ。この色もママ、どうかないって。Dacă Hirota nu are mingea, suntem ca și câștigați. Hirota sau aia. Ca mine Golgeter nu vezi mai vedea. Da! S-a făcut deja. Asta nu se... Bă! Încă suntem puternici.
mai ai putere, n-ai putere să bați. De este mai bun cu asta. Ia, Freidor! Așa cum mă curimas. Onore no muriku, shirugai. Cum dăm doi. Jumătate de energie dintr-o simplă lovitură. L-auziși? Come on, come on, come on!
Заплюшка, я не могу. Chegou. Că fusai obligat să fac asta. Chiar fusai... Hai că-mi scrim acum. Și dau pas unde e. Drăguță, nu mai blaște, te rog. Ești prea frumoasă. Oh,
止めろ。任せろ。止めろ。止めろ。止めろ。止めろ。止めろ。Poarta aceasta este Raymond. Te rog să te depărtezi imediat. După ce vom termina noi cu ei, ăștia nu vor mai fi. Hai mai Excel, acum te decizi să mă părăsești. Domino! Mai stă în câteva minute. Iar a fel că... Hai un minut de joc. Tira, Slido! Du-o la Excel. Ce o să urmeze să facem un la unu? Win? Stai mă, win! Iar îi băturăm. Stop by each and what the fuck? Is that going what the fuck? Yeah, so we don't know the master. Hello? Immediate for each spell, but you don't know the putter. Uite, pe aici e noi, e pe hirt, uite pe ea. Poate o să înlocuiesc echipa Inazuma Eleven.
mai avem o echipă. Hai să o vedem și pe asta. Pe asta cred că o știu, sunt prinții întunecați. Nasol de bătut. Că nasol. O să ne fie chiar foarte greu. Sunt niște versiuni de ale lor foarte puternice. Doar că noi nu o să luptăm așa. Noi o să luptăm... Uite, luăm pe Kido. Îl punem... Hai să punem pe Kido pe mijloc. Pe domnul cu Kido. Dar mă gândeam la un lucru mai ca lumea aia, uite. Le punem pe ăștia așa întors. E mult mai ca lumea așa. Așa i-am setat, se pare. Așa vom lupta din nou. Să ne pregătim. Ne așteaptă o luptă mai mare și mai puternică cu niște adversari mai tari. Vedeți la școala Raymond versus prinții întunecați. Hai să vă spun de unde s-au născut prinții întunecați. Deci erau niște, un fel de extraterestri, căzuse un fel de bucată de asteroid din spațiu și ea creștea puterea copilor mult mai mult, dar fără antrenamente. Și echipa aceea Genesis și precedenta erau supuse antrenamentelor acelea. Și după aceea... Copiii aceia făceau parte dintr-o mică grădiniță a soarelui, făcută de un om foarte bun la suflet, dar orbit de această putere. La final omul reușește să ajungă în închisoare. Iată-i! Și dar se face bun până la urmă, se face bun și el avea un asistent care îl trădează și ia bucăți că aia lui se sfărâmă baza aia lui. Și ajutorul ăla lui ia tot ce e rămas din bucata aia de metal extraterestru sau cum îi zice. Și ce poate să facă decât să peștea mai vechi, care fuseseră abandonați pe parcursul emisiunii, ca Nathan care fugise, Se gândea, dacă mai sunt 100 de echipe extraterestre, bla bla bla. Din câte puteți vedea, sunt foarte nasoli de bătut. Foarte, foarte greu ce pot să fac eu. Ce să fac decât uitați-vă și voi cât au înaintat. Wow! Super! Nasol. Deci, ce putem să facem? Ce muzică sinistră! Oh. Ați văzut? Așa trebuie să procedați și voi. Pentru că... Nu așa puteți să câștigați mai ușor. Când îl vedeți că e în spatele vostru, dați pase sau fugiți mai... Sau fugiți și nu vă opriți. Păi, văd că Excel s-a copt. Da, am putut... La fix! What?
Doamne, ce pură! Coilutai! Exact! Ce aș mișcări pe care am și eu. Hai că luăm acum! Să mă gândesc dacă trebuie să facem iar șmecheria noastră. Dar să mă gândesc cum că sunt mai bun și ca Genesis. Dă-mă pasă, dă-mă pasă! What? Ah, da, asta mă pute de aia de apărare. E muzica aia din San Andreas. În orice caz, încercăm să le dăm fac. O muzică de... What? What? Stai! What? O să mai joc eu în particular ca să mai fac niște bani. Da, mă așteptam. Sunt foarte... Sunt chiar foarte puternici și mai bun decât mine. Atunci o să mai joc cu meciul ăsta. Nu chiar. Să facem bani, să luăm mult mai mult decât avem. Mă văd că sunt foarte rău. Mi-ar fi trebuit acum, ar fi fost numai bun un tsunami. Întoarce ca o idee. Dai, dai. Așa. Ce pișatul meu. Nu avem cei mai buni luptători, să vă zic așa. Tomero! Tomero! Sunt extrem de puternici din câte am putut vedea. Stai să mă gândesc ce pot face să câștig și acest joc. Care pare... Imposibil. Ia. Lasă-te jos. Lasă-te jos. Că nu mai știu absolut ce pot. Habar n-am dacă mai pot să-i mai bat! Shot! Shot! Ia bună lovitură, măcar să facem un egal.
pe repriza asta. Cine poate să se ducă în gol? Ăsta e spălătorul de creiere care a devenit bun și pe așa a fost corp. Nu primești unul. Pentru că ne e inutil să-i batem. Suntem slabi. Văzură celor întâlne în casa lor. Facem meci. Nu mai facem niciun meci. Hai să mai facem. Să mai fac, să mai fac, să mă duc să iau al joc. Păi, ce pot face? Tsunami nu merge. Cred că o să cumpăr niște... Câte zloturi sunt? O să ne trăiască un hero tot de ăsta, o tipă frumoasă, dar, mă rog. Un furuchi, un de-asta, un alte. Păi, ce pot să vă zic decât că am fost încântat să fac acest episod pentru voi. Fani, spectatori, colegi, prieteni. Ce să mai zic, voi reveni cu un nou episod mai bun sau cu altă serie tot mai tare. În orice caz să mă gândesc să vă mai noi prin personaj. Mama, asta e bună, asta are o putere ca lumea. Și vreau să mă uit pe un tutorial, ce să faci când ai level up și alte chestii. Oh, ăsta-i Fubuki normal. The fuck? Aprodi. Cred că o să înlocuim cu echipa Zeus, echipa Raymond. Man, we wait. Raymond e de neuitat. Deci, în orice caz... Dacă chiar v-a plăcut episodul meu, dați like, coment, share dacă vreți, subscribe, abonare, etc. Deci acesta am fost eu, Andrei, și vă urez o zi.